Je t'aime. Am fost un mare actor, unul dintre cei mai mari, poate cel mai mare. Mi se spunea maestro. La Comedie Franceză aveam numele scris pe ușa cabinei cu litere de bronz aurit. Toți se aplecau până la pământ ca să mă salute. Știam că sunt și măgari în teatru, și proști, și profitori, și mă rog, așa mai departe. Credeam totuși că există limite. Nu, doamnelor și domnilor, prostia omenească nu are limite. Nu știu ce îmi repugnă mai mult, politica din teatru sau teatru din politică. Am trântit ușa și am plecat. Cariera mea de actor s-a încheiat. Nu voi mai pune piciorul în teatru nici la rugămințile președintelui Franței. Acum, în calitate de om bun la toate la Muzeul Clemenceau, șterg praful de pe biroul lui. Marele om politic care a fost Georges Clemenceau, șterg praful de pe biroul lui. Praful de pe călimara lui, praful de pe pana lui de gâscă, praful de pe obuzul cu flori uscate, praful e tot ce rămâne. Praful și memoria. Mă rog, de unde a apărut acest plic? Ia uite, maestro, pentru mine, cine a reușit să-mi dea de urmă? Cine? Valerie? Costello, unde ai dispărut atâta timp? Credeam că ai murit. Ia, poftim. Ce-i scrisoarea asta? Eu am venit special pentru... Ca să mă duc aici. Ultimul pact. Da. Tatăl meu mi-a trimis această piesă în America. Am citit-o. M-am urcat în primul avion și iată-mă. E ca și cum Georges Clemenceau mi-ar fi dat întâlnire undeva în afara timpului și a istoriei. Marguerite, rolul meu și numai al meu. Da? Cel puțin primești-o și stai de vorbă cu ea, te rog. Ce? Eu? Da. Nici nu mă gândesc. Știi bine că am încheiat-o cu teatru. Vrea doar o părere. Ești un expert în Clemenceau, nu-i așa? Eu n-am nimic în comun cu Clemenceau. Șterg praful de pe călimara lui și atât, să știi. Hai, te rog, nu te enerva. O cunosc pe Valerie de când era studentă la actorie. E talentat. Păi eu n-am auzit în viața mea de ea. A trăit în America în ultimii ani. Nu vezi ce scrie? Uite. A venit acum special ca să joace rolul ăsta. Piesa e deja în repertoriu pentru stagiunea următoare. Evident că ți s-a oferit un rol, spune care? Claude Monet. Nu știu dacă te mai pot numi prieten. Să știi că voi avea și rolul lui Jean Martel. Da, secretarul lui Clemenceau în perioada când a fost prim-ministru și ministru de război. O felicitare, dar eu vreau să fiu lăsat în pace. Hai, acorde câteva minute, dă-i o șansă. Sincer, spune-mă, e ceva între tine și această... Valerie? Nu mai respect profesional, te asigur. Valerie? Valerie, crezi că au avut relații sexuale? Dumneavoastră ce credeți? Clemenceau era bătrân și urât, ea Marguerite, tânără și frumoasă. Dar nu-l găsesc deloc urât. Strălucea de inteligență. Câți ani ai? 40. Iar eu 82. Vârsta lui Clemenceau când a cunoscut-o pe Marguerite. Prea târziu, draga mea. A întâlnit-o prea târziu. Sunteți un mare actor. Ajutați-mă cel puțin cu rolul lui Marguerite. Putem repeta aici, în muzeu. Interesantă coincidență. Aceeași idee a avut-o și colegul dumitale, Costello. Am sentimentul că ei sunt încă aici. Că așteaptă să trăiască din nou. Ești măritată? Cu ce se ocupă soțul dumitale? Ai venit singură la Paris? Ce număr aveți la pantofi? Iartă-mă, dar curiozitatea e o meteahnă din tinerețe. Soțul meu a rămas la New York. E un om deosebit de înțelegător.
America întâmpit. Bine, o să te ajut. Voi repeta cu dumneata și cu domnul Costelu această piesă aici, în muzeu, în bârlogul meu. Hai să încheiem un pact.